Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald. Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate Astăzi alături de noi este Carmen Coțovanu Pesante, o dragă prietenă Specialist în cultură și civilizație indiană Și vom discuta în acest material, în acest interviu Despre personalitatea lui Mahatma Gandhi Pornind de la o carte, de la un titlu publicat în colecția Autobiografia Mahatma Gandhi, O viață legendară, biografia, de fapt, biografia lui Romain Roland, o carte foarte importantă despre care noi am mai vorbit în multe rânduri. De asemenea, când ne-a permis contextul, am făcut și multe evenimente frumoase despre viața și opera lui Mahatma Gandhi. În acest volum biografic, Roman Rola, celebrul scriitor Roman Rola, aduce un tribut imaginii și luptei lui Mahatma Gandhi, omul care a renunțat la o carieră bănoasă în avocatură și va ajunge să mobilizeze numeroasa populație a Indiei împotriva xenofobiei și a nedreptăților săvârșite de Imperiul Britanic. De altfel, îi se și spune părintele Indiei moderne. Romain Roland descrie de altfel cu multă afecțiune personalitatea lui Gandhi, punând accent pe credința acestuia în hinduism, lipsa de fanatism, un adept, poate cel mai important adept al păcii, al pacifismului, de asemenea o credință lipsită de orgoliu Romero la mizează pe modestia lui Mahatma Gandhi, pe contrastele pe care a reușit să le împace atât de bine. Eroul Indiei, un om cult, școlit în Anglia, admirator al lui Tolstoi, traducător al operelor lui Platon, dar totodată își iubește fără rezerve cultura și religia indiană. Carmen Pesantes, Mahatma Gandhi, iată, am ajuns într-un final să vorbim despre viața și opera. Acestui celebru om, o personalitate marcantă a secolului 20 Mahatma Gandhi. Așa cum spuneam puțin mai devreme, l-am invocat deseori, am făcut foarte multe emisiuni și evenimente despre ceea ce înseamnă Mahatma Gandhi, nu doar pentru India Modernă, așa cum el a fost numit Părintele Indiei Moderne, dar cred că pentru întreaga umanitate. Umanitatea, de fapt, el a lăsat posterității și a lăsat Uh, umanității o avere colosală atunci când vorbim, bineînțeles, de o avere uh, spirituală. Da, este adevărat, Sorin. Bună seara ție și bună seara celor care ne ascultă sau ne vor asculta. Sperăm cu interes, ca de fiecare dată, emisiunile tale sunt extraordinare și pline de învățătură. Uh, Mă bucur să ne revedem chiar și în mediul virtual, oricând e o deosebită plăcere să-ți întâlnești prieteni, specialiști și oameni de cultură, oameni care, cum spunem noi, învață și învață pe ceilalți să înmulțească talentul, pentru că suntem în asentimentul lui Mahatma Gandhi, care într-adevăr ne-a lăsat o lecție de viață în a înmulți bogăția, bogăția spirituală pe care a, divinitatea până la urmă ne-a lăsat-o nouă în dar. Întotdeauna un dar trebuie împărtășit. astfel nu ne putem bucura întru totul de acesta. Cum este? Noi am mai discutat și dat fiind faptul că vorbim despre redefinirea masculinității, despre Roluri sociale și nu numai sociale. Cum, cum, cum îl percepem pe Mahatma Gandhi astăzi? Un om care, la prima vedere, cel puțin din filmulețele care ne-au rămas și din anumite fotografii, un bărbat. Firav așa la stat și uh, uh, micuț și probabil uh, uh, mai, mai mai delicat, dar spun eu cu o inimă foarte, foarte mare pentru că și-a ajutat foarte mult uh, semenii. Uh, era de o modestie extraordinară, de o modestie fără seamăn. Uh, ne aducem aminte din discuțiile noastre anterioare, uh, chiar el îș, uh, își cosea uh, hainele și umbla, deși, repet, a renunțat la o carieră în avocatură, înfățișarea lui și nu numai înfățișarea lui mă duce cu gândul la, la smerenie și la, la, la modestie. Este adevărat, Sorin, de multe ori noi l-am comparat specialiștii. Uh, și indienii l-au considerat uh, un fel de mesia hindus, un mesia al Indiei. El plecând, desigur, dintr-o uh, familie educată, uh, dar o familie cu principii, uh, o familie care întotdeauna a, a cultivat uh, respectul și egalitatea între oameni. Uh, pentru că vorbeai de structura um, aparent firavă a lui Mahatma Gandhi. Uh, știm foarte bine că multe personalități și spirite înalte ale lumii, uh, la prima vedere, uh, păreau uh, persoane slabe, persoane pe care, uh, vulnerabile chiar, dar uh, se pare că forța interioară a acestor oameni a reușit să mute și munții, așa cum spunem, credința și uh, forța interioară a unui individ mută munții, ceea ce s-a întâmplat cu Mahatma Gandhi, Marele Suflet, așa cum uh, Tagore l-a uh, denumit. Uh, de ce Marele Suflet? Pentru că, uh, din cauza acestei forțe interioare, el a reușit uh, să devină un adevărat lider. De multe ori vorbim în lumea actuală, în lumea în care trăim, care este supusă uh, abuzurilor, supusă contradicțiilor, uh, despre lideri și conducători. Ce fac conducătorii? Uh, conduc, Conduc oameni, conduc mulțimi și o fac totul pentru ei, spre binele lor, spre interesul lor, spre deosebire de lider, pentru că nu oricine poate fi lider. Iar Gandhi a fost un mare lider, atât politic cât și spiritual, pentru că a slujit omenirea, s-a pus în slujba semenilor săi, în slujba semenilor săi indieni indiferent de castă, indiferent de religie indiferent de statut social de vârstă, indiferent de gen pentru că uh, i-a învățat pe oameni să uh, respecte uh, orice ființă el fiind jainist știm foarte bine că în religia jainistă orice ființă pornind de la cea mai mică insectă de la o plantă până la o ființă umană reprezintă de fapt uh, un fir din divinitate, reprezintă pe Dumnezeu în orice ființă există de fapt Dumnezeu și din acest Motiv, poate că și religia a avut un aport la felul și la educația lui Gandhi, dar, desigur, caracterul acestia, modul în care a știut să se educe, modul în care a avut această deschidere față de lume, față de umanitate, până la urmă. Și, cum spuneam, este cel care a știut să-i conducă pe indieni pe calea curajului, pe calea ahimsa, non violenței, în aș spune a, cuvântul în aș cere drepturile într-un context istoric extrem de dificil, în timpul ocupației britanice, după 200 de ani de ocupație britanică, și iată acest om mărunt, cu un suflet mare, marele spirit Mahatma, a reușit a, să răstoarne un imperiu, a reușit să-și facă prieteni, a reușit chiar din dușmani să-și facă a, anumiți parteneri și, desigur, el însuși a devenit, pentru cei care erau dușmani, uh, un adversar de temut tocmai prin această forță interioară. Uh, el uh, a reușit, de fapt, să fie lider prin felul în care i-a învățat pe indieni uh, respectul de sine, uh, să-și respecte religia, să-și respecte cultura și civilizația milenară ale Indiei și să aibă curaj să se opună uh, acest tip de non-violență, unul dintre principiile sale, cele cinci mari principii ale sale, între care se numără uh, non-himsa sau non uh, de fapt arată că uh, se poate lupta uh, și uh, prin tăcere, dar nu este uh, o tăcere din aceea în care uh, devenim pasivi și uh, suntem un simplu spectator. Uh, cum spunem noi... Exact, nu ne resemnăm. Este ceea ce am spune noi în marketing, a fi proactiv. Adică întotdeauna a întâmpina cu răbdare, cu toleranță, cu înțelegere, dar întotdeauna a participa. Și chiar această detașare este un mod, de fapt, de a spune, dacă e să vorbim de război, de o strategie, de a-ți pregăti armele, în ghilimele spus, pacifiste, pentru că un sistem violent nu poate fi. Ne-a învățat acest lucru, că nu poate fi dărâmat prin violență, ci printr-o nouă lecție, printr-o nouă strategie. El, de fapt, a fost un extraordinar lider politic printr-o nouă strategie pe care a abordat-o. O strategie a non-violenței pe care nimeni în lumea aceasta n-a mai cultivat-o și a lăsat în urma sa moștenire personalități politice, personalități din alte domenii care au urmat calea. Ca dacă ne referim la Martin Luther King sau Nelson Mandela, care i-au urmat și au fost până așa zici discipoli politici și spiritual. Desigur, la rândul său, cum spuneai, s-a inspirat din mari personalități ale lumii. Dacă vorbim de Tors, pe care era un creștin până în măduva oaselor, iată că, pe de altă parte, Gandhi era un hindus până în măduva oaselor, ceea ce nu înseamnă că era fanatic. El a învățat și a învățat pe ceilalți să respecte toate religiile lumii. El a îmbrățișat toate religiile lumii și chiar unul din motorurile sale era că trebuie să iubești fiecare ființă umană și fiecare religie pentru că în fiecare ființă umană există o sămânță de divinitate. Deci iată o lecție pe care uh, ar trebui să o ducem mai departe. De-a lungul istoriei, el a fost un lider vizionar pentru că a văzut cu mult, dincolo de multe, multe generații, noi trăim niște timpuri în care, de fapt, îl regăsim pe Gandhi, îl redescoperim și încercăm să ne redescoperim pe noi ca ființă umană. Noi acum trecem printr-o situație de criză, printr-o situație pandemică, e un alt gen de război. E un război psihologic, e un război la nivel sanitar, la nivel politic, în toate domeniile. Până la urmă, la toate uh, nivelurile și în toate aspectele vieții noastre, încercăm să ne regăsim ca oameni. Iată că Gandhi este o lecție. El, de fapt, i-a învățat pe indieni și i-a învățat pe oameni în vremurile în care a trăit să se regăsească, să aibă curaj în propriile forțe, uh, dincolo de orice uh, aspect, dincolo de uh, statut social, dincolo de puterea pe care o avem, uh, forța interioară și forța divină, este cea care, vă spuneam, mută munții. Ne învață să trecem mai departe și să ducem o luptă, ne amintim, dacă stăm să ne gândim la drumul sării, acel marș al drumului sării pe care el 400 de kilometri și tocmai pentru a boicota economia uh, uh, britanică, un imperiu, un, uh, un colos care, uh, despre care nimeni nu s-ar fi gândit că vreodată va fi uh, dobărât. Iată că s-a întâmplat acest lucru. Uh, el însuși spunea uh, și îi încuraja pe oameni uh, afirmând și spunându-le că de fapt Uh, niciodată tiranii și criminalii nu au rezistat. Uh, chiar uh, unii care păreau uh, invincibili, uh, s-a întâmplat că într-o bună zi au căzut. Și aceste sisteme, tiranii, uh, dictatori, imperii, uh, în momentul în care nu uh, creează și nu clădesc pentru semenii lor, atunci se prăbușesc. Și am văzut de-a lungul istoriei căderea marilor imperii, uh, ale marilor colonialismul întregii lumi, iată și în cazul acesta Imperul Britanic, Lecții pe care uh, este bine să le învățăm și este bine ca profesorii uh, să le transmită mai departe uh, copiilor, în calitatea lor de uh, formatori de suflete și în calitatea lor de maestri spiritual până la urmă, că dincolo de familie vin profesorii, maeștrii, preoții și așa mai departe. Ce bine ar fi dacă în epoca actuală am mai avea un Mahatma Gandhi. Și când vorbeai despre Mahatma Gandhi ca lider politic și ca lider spiritual, bineînțeles că m-a dus gândul la, un, la o altă personalitate remarcabilă. Este vorba despre Dalai Lama, atât din punct de vedere politic, ca lider politic, dar și ca lider spiritual. Care, iată, vine cu mesajul său de, de pace și de uh, empatie, compasiune față de toată lumea. Uh, ce te-a impresionat la această carte despre care noi uh, povestim astăzi, uh, uh, O Viață Legendară, Mahatma Gandhi, și de ce ai recomanda-o cititorilor? Uh, Poate cititorilor deopotrivă pasionați de biografii și de autobiografii, dar și celor pasionați cumva de spațiul culturii și civilizației hinduse? Um, în primul rând, este o carte extrem de bine scrisă de autorul Romer Roland și, pe de altă parte, aș putea spune o carte rescrisă, pentru că un traducător, un foarte bun traducător, este un al doilea autor, este un coautor. De multe ori, um, un traducător care reușește să înțeleagă dincolo de ceea ce autorul vrea să spună, este un creator și traducătorul Gabriel Avram pentru mine este fascinant. Deci modul în care este scrisă această poveste. Nu am putea o numi o autobiografie. Biografiile uneori sunt anoste, apar multe date istorice, cifre, evenimente, oarecum tehnic create, spuse, dar aceasta este o poveste. Te cucerește de la bun început până la sfârșit. Orice fragment, această carte este atât de frumos o ai în Casă este ca o mică Biblie a unei personalități marcante, pentru că um, întotdeauna ne dorim în casele noastre, nu putem să avem o bibliotecă enormă, pentru că nu avem astfel de case cât palatele, um, dar ne dorim cărți de căpătâi. Așa cum Biblia este cartea de căpătâie a creștinătății, așa cum Coranul este a islamului, și așa mai departe, și um, toate cărțile mari ale omenirii, cărțile de referință, marile enciclopedii, marile personalități, uh, încercăm să le avem alături de noi, pentru că de fiecare dată când avem o nevoie, ne ducem către, către un text din această carte, către o personalitate, către o idee care ne ajută poate într-un moment al vieții noastre. Aveam obiceiul când eram copil să citesc cărți și să-mi extrag pe fișe, așa cum procedăm când ne scriem, când facem cercetări, lucrări de licență, de masterat, de doctorat, să-mi extrag în carnețele sau pe anumite foi volante ideile care, care mă cucereau, care îmi plăceau cel mai mult. Și în anumite momente ale vieții, Mergem spre, spre acele idei, spre acele carnețele, ca spre o mică Biblie, pentru că acolo mă regăseam și regăseam forța uh, ideilor uh, spuse și trăite de mari oameni, de oameni care au mai trăit viața, care ne dau lecții și care ne învață cum să uh, mergem mai departe, cum să ne autodepășim. Iar această carte este un exemplu. De felul acesta. Este un model din toate punctele de vedere. Din punct de vedere editorial, este o bijuterie de carte. Tu poți să o arăți, o am și eu aici, dar poți să o arăți publicului dacă o ai la îndemână. Pornind de la copertă, de la design, de la tot ceea ce înseamnă litera, corpul de literă, cei care o vor avea și vor avea plăcerea să o achiziționeze chiar în format fizic, nu doar electronic, să-i răsfăiască foile să vadă ce plăcere. Corpul de literă, cât este de frumos, se poate citi ușor, este lizibilă, dar textul în sine este o bucurie. Să citești un text ca o poveste, să descoperi o personalitate, până și un copil ar citi o cu mare bucurie, un copil care are un bagaj de cunoștințe și un vocabular suficient pentru că nu folosește un vocabular extrem de uh, sofisticat, un, un vocabular academic. Este un vocabular așa cum a trăit Gandhi, simplu, dar uh, cu substanță, care, uh, în care găsești toate ideile importante. Și pentru mine este într-adevăr, Mahatma Gandhi, uh, o viață legendară, este o carte de căpătești. și, sincer, uh, întotdeauna am felicitat și. Am laudat, am apreciat lucrările editurii Herald, care sunt, într-adevăr, toate colecțiile, sunt mici bijuterii. Pe care invit pe cititori, pe cei interesați și pe cei care doresc să regăsească alte lucruri și alte bucurii, mai ales în, în situația pandemică prin care trecem, să găsim bucurie în lectură, în citit. În oameni care au trecut prin situații mai grele decât cele prin care trecem noi, și în felul acesta să regăsim forța interioară, să ne redescoperim pe noi până la urmă. Gandhi ne învață să ne redescoperim, să ne redefinim ca ființe umane, să redevenim oameni, pentru că observ că mulți ne-am pierdut această notă de umanitate, această sămânță de divinitate pe care fiecare dintre noi o are, și poate că atunci când vom ajunge să ne înțelegem mai bine pe noi înșine, pe semenii noștri și societatea, schimbările prin care trecem, atunci probabil vom ajunge la punctul acela culminant, așa cum este când ajungem în nirvana sau în mântuire, da? să găsim acea luminiță de la capătul tunelului. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Carmen Coțovanu Pesante, specialist în cultură și civilizație indiană. Am vorbit despre viața și personalitatea lui Mahatma Gandhi, pornind de la uh, cartea publicată în colecția Autobiografia. Mahatma Gandhi, o viață legendară, biografia lui Romero la în traducerea uh, lui Gabriel Doru Avram o carte pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul campaniei Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Mulțumim foarte mult, Carmen Pesantes, pentru informațiile utile, pentru informațiile prețioase și pentru această, aș spune eu, poveste poveste despre cine a fost cel care a fost Mahatma Gandhi și faptul felul în care, de fapt, el a influențat uh, generațiile uh, viitoare. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine. Mulțumim, Carmen Pesantes. Mulțumesc și eu pentru această seară minunată.